Paint 3D, coloana infinitului. Coloana infinitului sau coloana fără sfârșit este parte a trilogiei Ansamblul Monumental din Târgu Jiu, operă a sculptorului român Constantin Brâncuș. Denumirea originală a fost Coloana recunoștinței fără sfârșit, dedicată fiind soldaților români din primul război mondial, căzuți în 1916 în luptele de pe malul Jiului. În 1933, cu prilejul expoziției personale de la New York, Brâncuș descrie lucrarea Coloana fără sfârșit sau Coloana infinitului ca pe un proiect de coloană care mărită ar putea sprijini bolta cerească. Inaugurată la 27 octombrie 1938, coloana are o înălțime de 29,35 metri și este compusă din 16 module octaedrice suprapuse, având la extremitățile inferioară și respectiv superioară câte o jumătate de modul. Coloana infinitului. Sarcină de lucru. Utilizați aplicația Paint 3D pentru a crea un model 3D după lucrarea Coloana infinitului. Integrați modelul 3D într-o imagine în format GIF a aceleiași lucrări. Indicații. Vom folosi un al treilea instrument din fila 3D Shapes, grupul 3D Doodle, mâzgăleală, schiță, desen naiv 3D. Multiplicarea modulelor se realizează prin aplicarea comenzilor copy-paste din secțiunea Edit. Finalizați coloana cu selecție multiplă și grupare grup. Iată instrumentul pe care îl vom folosi pentru a crea un modul ce va sta la baza construcției operei arhitecturale brâncușiene. Pornim de la un desen 2D. Care dintr-o dată primește și dimensiunea volum. Schița este modificată, ajustată. Înălțimea obiectului se poate modifica. Volumul obiectului se poate modifica de asemenea. Acest instrument este extraordinar de util pentru a construi astfel de module ce pot fi integrate apoi în opere, în proiecte arhitecturale deosebit de complexe. Alegem culoarea aurie pentru modulul nostru, modul pe care Brâncuș îl numea mărgică, așa numea el piesa elementară ce a stat la baza coloana infinitului. Spune el, coloana infinitului se compune din margele, din 16 margele. Am așezat acest modul, această piesă, la baza construcției, adică în partea de jos a pânzei de lucru. Încă mai reglăm dimensiunile piesei elementare ce compune coloana infinitului și acum o
copiem și o integrăm în desen, piesă peste piesă, cu ajutorul comenzilor, copiere, lipire. După o primă secvență, apelăm la instrumentul grupare, prin care jumătate din coloana noastră a fost integrată într-un singur modul. Continuăm lucrul duplicăm modulul astfel creat pentru a ajunge la înălțimea dorită. Centrăm coloana pe pânza de lucru, grupăm la final întregul proiect și extindem suprafața de lucru cu ajutorul comenzii Canva. La sfârșit, vom integra acest obiect 3D, deci vom renunța la calitățile volumetrice într-un fișier de tip GIF. Sarcină de lucru. Utilizați aplicația Paint 3D pentru a realiza un model 3D de coloană a infinitului, folosind piese cu formă de fluture create și îmbinate ca în imaginea alăturată. Tema pentru acasă. Integrați modelul 3D al coloanei infinitului într-o imagine, având ca aspect imaginea din proiectul alăturat. Vă mulțumesc!